Salutare! Se pare că astăzi este o zi mai bună, chiar dacă m-am trezit destul de devreme, undeva la 5:45, cam așa. Însă m-am pus puțin mai devreme la somn și asta a făcut mult și mai ales faptul că nu am tras ieri atât de tare de corp, așa cum mi-aș fi imaginat eu că ar fi trebuit să fi făcut. Să înceapă munca de birou, am puțină treabă acum de dimineață la laptop, după care voi fugi până la studio pentru că acolo mă așteaptă mâncărica de astăzi. Am de mers și să fac niște cumpărături pentru office-ul de aici, cât și cel de la studio. Ce mai am de făcut? Am și o întâlnire astăzi, trebuie să fac cele două antrenamente de astăzi, plus ore. Deci am o zi super, super full. Sper doar să reușesc să mănânc toate mesele, deoarece, cum am spus, am super multe întâlniri și atunci e mai greu să fac treaba asta atunci când sunt în discuții. Am și ceva meeting cu colegii, deci da, e o zi plină, dar sperăm că va fi o zi așa cum trebuie. A, da, și avem și muncitori aici la office, reamenajăm terasele, deci e o întreagă nebunie și astăzi, dar hai să fie bine! Zi minunată și vouă! Am ajuns și la studio să-mi iau toată mâncărica, am un mic dejun, două gustări, prânz și cină. Ce bine arată, toată este colorată și, evident, sănătoasă! Am ajuns la office, evident, îmi beau din nou cafeaua a doua. Am foarte mult de lucru pe partea de planificare pentru luna septembrie, octombrie și noiembrie, iar apoi am început o scurtă ședință cu Vlad. Vlad se ocupă de tot ce înseamnă copilaș și am făcut un rezumat săptămânal. Și da, la oră am intrat online, am ajuns în New York. Apoi am aterizat la studio, apoi Flavia se distrează cu o adolescentă. Da, așa e când facem online. Și am trecut la superbul meu antrenament. Am făcut un antrenament de picioare și fesier. Acesta este primul antrenament și aici vă arăt și câteva exerciții pe care eu le-am făcut timp de 30 de minute. Corp puternic, minte puternică. Atunci când mă mișc, când îmi construiesc rezistența după care corpul meu tânjește, mă simt fericită, vibrantă, vie, energizată și puternică. Mă simt bine, mă simt ca mine. Vlad este încă la birou, deci ziua nu s-a terminat, dar am zis că înainte de a mă pune din nou la laptop, de a mai lucra încă vreo oră, cam așa, am să facem concluzia
zilei. Rezumatul zilei de astăzi. Astăzi a fost mult mai bine față de ziua de ieri, asta e clar, cu tot că m-am trezit foarte devreme și în dimineața asta. Dar de obicei, atunci când am foarte mult de lucru și îmi sunt toate ideile și toate proiectele în cap, atunci dorm mai puțin pentru că mă simt așa super încărcată și e musai să le fac pe toate. Am făcut antrenamentul, am reușit să fac 20 de minute din antrenamentul meu, undeva la 135 de kilocalorii, dar o să vă arăt și vouă aici. După ce am intrat la clasa lui Robert de 30 de minute, unde am ars undeva la 155 de kilocalorii. Ca și mâncare, absolut tot. V-am spus eu că încă stomacul meu nu este obișnuit cu așa multe mese și simt așa că merge mai greu să consum așa multă mâncare și mai ales că cina era destul de consistentă și am împărțit-o în două. Urmează să mănânc din nou, dar ca și mâncare este super gustoasă. Îmi place că nu știu niciodată pentru a doua zi ce urmează să am în meniu și mai ales că îmi place să testez de fiecare dată. Deci e super, este super. Și clar că îmi salvează timpul, faptul că nu trebuie să stau să gătesc și mi este gata pregătită mâncarea, cu atât mai mult că doar o încălzesc și atâta tot. Dar eu una prefer de cele mai multe ori ca mâncarea să nu fie neapărat încălzită, ci să fie la temperatura camerei. Deci pentru mine nu este o problemă faptul că este mâncarea neîncălzită. Niște minoacizi, pentru că am simțit că îmi tremurau toți mușchii. În schimb, la antrenament simțeam efectiv că toată tremur, am și transpirat foarte mult, dar a fost cu totul altceva față de ziua de ieri. A fost și astăzi o zi plină, activă. Ce o să mai vin astăzi în plus și o să vă arăt activitatea mea din întreaga zi, câte kilocalorii am ars per total. Stau destul de mult la birou în perioada asta, dar e un exemplu foarte bun pentru cei care stau foarte multe ore la birou și reușesc doar să facă cât un antrenament sau o activitate ceva mai intensă decât asta la birou. Deci sunt un exemplu foarte bun în zilele astea. În rest, ziua a decurs așa, dintr-o chestie între o treabă în alta, deci a fost super total bine. Super, super încărcată, mai încărcată ca și ziua de astăzi, dar rămâne de văzut. Deci încă puțin de lucru la birou, vreau să fac și o baie și să mă pun la somn. Sper că înainte de ora 12, sper. Pentru că se pare că în ultima perioadă n-am avut nici o zi, nici o seară de la ora 12 până la ora 12 să mă pun la somn sau să mă trezesc dimineața la 6-7, ci tot la 5 și ceva. Chiar în primul vlog v-am și spus că de obicei mă trezesc la ora 6-7 și se pare că tot la ora 5 m-am trezit, tot cu 5 în față a fost. Și ce vroiam să vă mai spun. Acum mi-am amintit această idee. Astăzi povesteam și cu unul dintre omuleții mei legat de mâncarea asta cu număratul de kilocalorii și eram în magazin, m-a rugat unul dintre colegi să-i cumpăr ceva și să știți că eram tentată să cumpăr altceva. E foarte interesant pentru că în acel moment m-am și gândit, băi, cum ajungem noi ca oameni în momentul în care simțim că suntem îngrădiți, ca de exemplu, nu știu, că ne numărăm caloriile, ceea ce eu adică știu că am per total meniu de 1500 de kilocalorii, deoarece scrie de cât e meniul total, dar scrie și la fiecare masă câte kilocalorii aș consuma și nu știu, adică nu m-am uitat, pentru că nu îmi doresc să fac o obsesie din treaba asta și să stau să-mi număr caloriile, chiar și atunci după ce nu o să mai primesc mâncare sau dacă ar fi să îngătesc eu sau să-mi cumpăr cu totul altceva. Deci nu vreau să fac treaba asta și nu vreau să creez o obsesie. Tot ce-mi doresc este să creez o rutină și din partea alimentară, pentru că v-am spus,
am un minus mare aici la mâncărică, dar e foarte interesant cum percepem noi din punct de vedere psihologic problema asta cu mâncarea. Dacă noi ne punem niște limite și ne punem acolo, ne îngrădim că fai să nu consum mai mult de 1500 de kilocalorii, credeți-mă că atunci o să-ți vină să-ți cumperi tot magazinul și să rupi frigiderul. Iar mai există o greșeală fatală pe care mulți o fac, numărând caloriile, poate și au, nu știu, o ciocolată și zice, a, păi ar fi în loc de 3 mere, să zicem. Și mai iau probabil un sandwich care ar fi în loc de un prânz și mai iei încă o ciocolată și ai ajuns la 1500 de calorii și gata, s-a terminat cu caloriile pe ziua respectivă. E greșeală, dragii mei. Deci nu asta înseamnă să avem un număr bun de kilocalorii. Esențial e să mâncăm alimente corespunzătoare, nu alimente false, cum le spun eu, pentru că nu o să ne ajute. Nu o să ne ajute nici la tonus. Probabil că o să slăbim, dar o să slăbim nesemnificativ și fără niciun tonus și nu o să aibă niciun efect asupra corpului și cu atât mai mult că în interior organele noastre vor fi vai și amar de capul lor. Deci, sper că ați înțeles ce am vrut să vă zic în această idee cu kilocalorii. Pentru că mai aud că lumea își cumpără ciocolată și zicea mi-am consumat kilocaloriile și îți la zi cu ele. Nu-i chiar așa, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Astăzi a fost ziua 3. Abia aștept să ajung la jumătatea challenge-ului pentru că am atâtea idei spre finalul challenge-ului incredibil. Vă pup!